Deținătorii de patente valabile până la 31 decembrie își vor putea continua activitatea până la sfârșitul anului viitor. Asta doar dacă guvernul va aproba proiectul Ministerului Economiei, care prevede instituirea unei perioade de tranziție pentru acești mici întreprinzători. Totuși, documentul vine și cu unele condiții. Activitatea de comerț va fi permisă pentru aceștia doar în piețe autorizate. Proiectul prevede și majorarea prețului patentelor. Astfel, pentru comerțul la Tarabe, Tejghele, în Chioșcuri, pavilioane și din mașini în piețele din Chișinău și Bălți, taxa va fi de 1080 de lei față de 360 de lei cât e până acum. În celelalte orașe costul va fi de 360 de lei, dublu față de prețul actual. În sate patenta va putea fi cumpărată cu 200 de lei.